Adică tu dai la scrumbie de flori și eu dau la... Să știe, suntem pe la corabie pe aici de flori. N-avem voie să dăm la alt pești de la scrumbie. Să trăiți mai bine, plouă de râbe. Șeful e ud mort, vreți să mai acasă. Am pescuit și alt pește. La muscă, dacă musca îi place, n-ai ce să faci. Încalcă orice lege. Vă duceți în eroare să vă arăt. Cum se scocă ligul din ea. Deci la corabia vei sprit de Gabriel. Un pește fără ochi. Vedeți că n-are ochi? La mustățele le vedeți, nu? Creatura Domnului. Asta are 3-4 kg, mă. Da-ne. Oare, bă, dar e devorată de mult, bă. Atâtea zile a avut. S-o scoc cârligul de ea, zici că e din câine mor, bă. Mamă, ce frumos miros. Ce Rexona original. Uuu, uitai că... N-a avut stăi de lucru, bă. Hai să o scot afară de noapte. Asta poluează rău. Bine că a scăpat cârligul. Poate în apă, că prea miroasă. Cadavru. Ce are, bă? Bă, nu se rupe chiar carne așa, dar e putre, da, mă. Am zis. Până nu creștea apă să nu mai polueze așa. Dacă are icre? Păi nu știu ce icre eu aveam, mă, Dane. Am băgat-o aici, la umbră, bă. Stai să curesc aparina, că e varză. Dacă o bag pe asta mașina, ce miroase acum? Bă, na. Câtă infecție poate să fie pe apa asta. Stai pe... Uite, bă, s-a oprit ploaia, Dan. Mai stăm? Hai, bă, ar trebui să mai stă, că s-a oprit ploaia, s-a urcat norii. Și la pescuit la corabie. Au plecat toți, că plouă, domnul de răbe, și s-au vrut la. Cum e și eu pe domnul acum? Mă, și stă mor. Că și o țaparină, de mai. Una alta, revenim cu noi imagini de aici de la... Cu noi imagini video de aici de la corabie. Natură frumoasă, natură și aventură. A plecat și băiatul ăla cu barca pe cadă, că l-a prinde. Ieri bucă. Băi, a plecat ăla cu barca acum, s-a oprit ploaia, mâncat. Și e 10:30, 11, fără 20. Adică treia să rămân aici, mă, șef. Revenim.